degrabă mi-aș afirmez. Thank you.
faceți un pic de loc să treacă oamenii pe aici. Thank you.
festivalul de dati și colinde din Moinești, din municipiul nostru. Mulțumim Dumnezeu că suntem și astăzi. Ieșiți afară de aici. Ne-am întâlnit aici, într-un număr atât de chem jandarmi mare, parcă mai mare de la an la an, într-o zi minunată de primăvară, de Crăciun. O să ne amintim de această zi frumoasă, cred că mult timp de acum încolo. Vreau să le mulțumesc celor care astăzi au venit însoțiți de trupele lor din localitățile lor, cât și celorlalți oaspeți pe care avem astăzi pe scenă, dar și celorlalți oaspeți, că am văzut foarte mulți care nu sunt din Moinești, care au venit la Moinești, care sunt moineșteni prin alianță sau drumurile i-au dus în viață și s-au stabilit pe alte meleaguri și revin cu drag de sărbători acasă. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și vreau să îi salut și să-l prezint domnul deputat Avram, tot un moineștean cu rădăcini plecate de aici, stabilite prin Macău, dar trebuia să încep cu domnul subprefect Toma Constantin, tot de aici din zona noastră, domnul primar de la Scorțeni, da, cu trupa lui, domnul primar Amăruș, domnul primar Tifan de la Berzunți, ați văzut acolo pe cei de la Berzunți, domnul viceprimar de Moinești, Valentin Vieru, domnul director al Poștei Române Bacău, domnul Liviu Ciumeti, domnul director manager al Spitalului Municipal, domnul dr. Cotârleț, domnul administrator public al municipiului Moinești și reprezentant al Consiliului Local, domnul Imia. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi aici. Nu vreau să vă vorbesc prea mult, vreau doar să mă bucur de prezența dumneavoastră și la final de an, pentru că practic este ultima acțiune pe care o facem noi, municipalitatea, anul acesta, să vă spun că privim în urmă, lăsăm în urmă acest an și privim cu îngăduință, aș spune, încerc să găsesc un cuvânt potrivit, pentru că nu a fost un an extraordinar de bun, dar avem și realizări care vor rămâne pentru Moinești mulți ani, sper eu, de aici încolo. Și ca în glumele alea să începem cu cele rele și trebuie să ne cerem scuze administrația publică pentru tot disconfortul creat pe străzile din municipiul Moinești, dar a avea canalizare și apă, spuneam și în 2008 când am pornit într-o campanie electorală și dumneavoastră m-ați crezut atunci și m-ați ales și vă mulțumesc, că fără canalizare și apă nu putem vorbi de civilizație. Degeaba avem parcuri frumoase, degeaba avem școli frumoase dacă nu avem acest minim de civilizație. Iată că a venit 2015 când a trebuit să trăim și aceste momente, nu tocmai plăcute, dar strict necesare, pentru că de-abia de aici, din subsol, începem să clădim mai departe civilizația, care înseamnă străzi, care înseamnă celelalte infrastructuri strict necesare unei comunități. Vreau să amintesc și lucrurile bune. Am pornit lucrările la Casa de Cultură și sper că în câteva luni, în primăvara anului viitor, să ne bucurăm de o casă de cultură modernă și frumoasă în municipiul nostru și care să fie de folos nu numai municipiului nostru, ci întregii văi a Cazlăului și Trotușului, așa cum spuneam celor de la Consiliul Județean și care m-au înțeles și le mulțumesc pe această cale că ne-au sprijinit în acest demers și sper așa, cum vă spuneam, să avem acest moment cât mai curând în primăvara anului viitor. Și închei prin a vă spune că demersurile noastre, începute în 2012 în acest parc, cu reabilitarea lui, cu reabilitarea izvoarelor din parc, s-au concretizat în luna decembrie, în ședința de Consiliu, în ultima ședință de Consiliu Local, cu aprobarea hotărârii de Consiliu cu privire la declararea municipiului Moinești ca stațiune balneară. Vreau să vă spun că este un prim demers și că de aici încolo vom depune la începutul anului viitor documentația la Ministerul pentru IMM-uri, Departamentul Agenției Naționale pentru Turism și, în ultimul rând, Guvernului României pentru a emite hotărârea de guvern și, în felul acesta, Moineștiul să redevină stațiune.
Ce înseamnă asta pentru noi, pentru noi toți moineștenii și nu numai? Înseamnă o dezvoltare ulterioară, înseamnă un vis împlinit după peste 30 de ani aproape cu hotelul și baza de tratament și înseamnă poate mai mult, mult mai bine pentru un loc de muncă și pentru dezvoltarea municipiului în general și a localităților învecinate. Închei prin a vă mulțumi, a vă ura să fiți sănătoși, să fiți frumoși, să fiți fericiți și ca an de an să nu uitați să fiți mai buni cu cel de lângă dumneavoastră, cu cel de peste drum, cu cel din spate și din față și dacă radiem această bunătate în jurul nostru, cu toții vom fi mai buni și vom fi un oraș, un municipiu mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă urez să aveți mulți ani fericiți și frumoși. Dați-mi voie, domnule subprefect, să-i dau cuvântul domnului deputat Avram, mai în vârstă și mai moineștean. Da. Mulțumesc, domnule primar. Bun găsit, dragi moineșteni. De fiecare dată când vin acasă, pentru că Moineștiul înseamnă la mine acasă, de acolo de unde electoratul mi-a dat o misiune, încerc un sentiment de bucurie, de mulțumire și dincolo de aceste două sentimente, un sentiment de liniște. De ce sunt liniștit când vin la Moinești? Pentru că, iată, o recomandare făcută la un anumit moment pentru domnul primar Viorel Ilie s-a dovedit a fi în timp cea mai bună alegere pentru viața moineștenilor. Nu aduc aici în fața dumneavoastră reușitele administrației actuale, pentru că le cunoașteți. Cert este un lucru și că în efortul pe care administrația municipiului Moinești îl depune în continuare pentru recăpătarea statutului de stațiune balneoclimaterică a municipiului nostru, va fi sprijinit cu toate puterile, cu toate diligențele necesare, legale, ca să nu alunecăm spre alte interpretări, în vederea obținerii acestui statut. Este nevoie, cum spunea și domnul primar, de o hotărâre de guvern. Noi sperăm că la începutul, în primăvara acestui an, prin eforturile tuturor, vom reuși să determinăm noul guvern al României să continue procedura de acordare a acestui statut municipiului Moinești imediat ce sunt întrunit de toate condițiile. Eu nu mă lungesc mai mult, încă o dată îmi exprim bucuria de a fi alături de dumneavoastră, vă doresc sănătate, multe, multe bucurii și un an mai bun să dea Dumnezeu. La mulți ani! Domnul subprefect Toma Constantin. Domnule primar, stimați invitați, dragi moineșteni, mă bucur tare mult că astăzi ați venit aici în număr atât de mare. Asta îmi dă satisfacție și mulțumire sufletească și mă face să cred că dumneavoastră trăiți cu adevărat aceste frumoase sărbători de Crăciun și de An Nou. Din partea instituției prefectului județului Bacău, vreau să vă transmit un mesaj de bunătate, de sănătate și, așa cum spunea domnul primar, să fiți mai buni. Vă doresc ca noul an să vă aducă tot ce vă doriți dumneavoastră. La mulți ani, dragi moineșteni, la mulți ani, dragi români! Colegii și prietenii de aici de pe scenă m-au rugat ca spre bucuria dumneavoastră să scurtăm speech-urile și în numele lor să vă transmit și eu toate gândurile bune, urări de sănătate de la domnul doctor și de împliniri și de celelalte, de la toți ceilalți de aici de pe scenă, cărora le mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră și vă lăsăm ca până în jur de ora 18, așa cum a fost anunțat programul și mulțumesc și lui Gabi, care e alături de noi mereu, programul în jurul orei 18 va veni pe scenă Aurel Moldoveanu, da?
și cu aceasta noi ne vom mai vedea spre finalul programului. Vă doresc să aveți o după amiază frumoasă, un sfârșit de an frumos și un an nou ce vine mult, mult mai frumos și mai bogat în daruri. Noi vă mulțumim, domnule primar, vă dorim sănătate multă. Urmează partea a doua a programului nostru de astăzi. Vom începe ceata lui Bujor de pe apa său, pe care îi invităm să deschidă programul pe care vă așteptați toată nerăbdare, nu-i așa? La mulți ani încă o dată, voi vorbi puțin, voi lăsa cetele, urșii și... Poftiți, aveți nevoie și de microfoane, bănuiesc, da? Bună vreme, bun găsit! Noi venim de la Balin, din Rătvan și Berișor, coborând din Cerișor, noi cu banda lui Bujor să dăm piept din prohor, să luăm bani de la bogați, să împărțim la cei săraci, la văduve și orfani, ei duc dorul de bani. Ziceți voi! Din cerul, din cerul vă vine podobit anul nou ce l-ați dorit. Noi cu toți într-o unire îl urăm Sfântul Vasile. Un mânut de busuioc să vă dea Domnul noroc. Un mânut de viță creață să vă dea Domnul viață. S-a vestit că vine lume, un crai mare și șoiman de munte, din alte zări necunoscute. Voinicul ce vine, din altă părăție, de-a lumea să o schimbe și între noi să vie. Dar iată că dinspre răsărit apar un crai tânăr și foarte grăbit, cu pletele de aur, cu chip îngeresc, cu coif împărătesc, cu glasul de argint. Iată anul nou vine pe pământ. Vin pe pământ în lumea voastră, înger plăpând din zare albastră, vin pe pământ, nu-mi țineți calea. Eu sunt anul 2016, eu sunt anul nou sosit, de sus din cer am coborât, în praf și scrum să te prefac și lumea de tine să scap. Aoleu, dar grea vedea, s-a legat de barba mea, astăzi după atâtea clozăbii, mă voi duce dintre vii, dar să nu mă plânge, nici pomeni să-mi dați. Când a fost venit copile, să las mai bine pe ziua de mâine. Și dovadă că ne-am învoit, ocupă tronul meu cel prăfuit. Păi foaie verde mărutat, Doamne rău mai blestemat, păi de când satul mi-am lăsat, cu codre m-am cununat, de dușmani sunt înconjurat. Păi moartea toți câlnior jurat, prețor pus pe capul eu, ochna mă așteaptă mereu. Dar bun soții la voi, haiduși, copistoare și copuși, voi codrii când ne-ați lăsat și-n sat când ați intrat, n-ați văzut potrea trecând sau un ciocoi liftă păgână ce ne-a pâinea din gură? N-am văzut mai fratele meu Bujor, că dacă vedeam de pe drecane îi făceam. Cefcamșele noastre plinte ruginite pentru capul lor cătice. Țarele noastre puși golite cu bani de aur vor fi umplute. Dar un lucru ne mângâiește că potrea ne urmărește și ne prinde fără de veste. Să n-aveți teamă, frați haiduci, când vom fi și noi pe aici cu pistoare și cu puși, mulți ciocoi vom nimici și de aici tot vom ieși. Dar lasă vorba, căpitane, și uite la spatele tale. Măi, voi nici în armat și la brâu cu paloșnat. Tu pe unde ai umblat? Groază în boie mi-ai băgat, liniște n-ai tulburat. Pace noi nu mai avem și veșnic te căutăm. Ca de mag de la domnie cu pecetea împărăției, ca de tine și ai tăi hoți să vă arestezi pe toți.
Pune iute cine ești, că înfuriați mă găsești. Aici pe loc te nimicesc cu această sabie săbioară, prea iubita surioară. Eu sunt bujor îngrozitor care prac și fac omor. Bună oară de lucrezi, mergi în cote și ai să vezi. Unde stufele mai mari, zac ai voștri generali. Unde stufele mai mici, stau petiți ai mei haiduci. Și ăștia sunt haiducii mei care toarnă gloanțe în voi. La răspunsul ce mi-ai dat, meriți să fii arestat. La faptele ce ai comis, meriți pe loc să fii închis. Și păzi de-al meu vânător pentru pradă și omor. Cum vrei de la prima întâlneală vrei să mă pui la opreală? Ai puțin îngăduială. În furia ce mă găsești, aici pe loc te nimicesc cu această flintă ruginită pentru capul tău gătită. Sărmă-i frate vânător al țării apărător. Acest bujor îngrozitor mă mână la moarte și groaza mă bucă, frate. Când îl văd pe acest bujor îngrozitor, pe loc îmi vine să-l omor. Iar armele de lume pregați de potere sunteți înconjurați. Dacă ați prins voi pe bujor, pe Codrean, pe Mărior, pe Pandel și pe Bosfor, iată că închinăm armele noastre haiducești în fața domniilor voastre boierești. Dar un lucru să știți, că chiar în ognă te voi putrezi, de banda haiducească urmăriți veți fi. Și chiar în ognă de voi rămânea, nu veți scăpa de răzbunarea mea. Maică, scumpă maică, fiul tău dorit, vino, dragă, scumpă maică, de nesiluit. Vino, dragă, scumpă maică, de nesiluit. Părțărică, fie-ți milă, ușa, soarta lui bujor. Spune, dragă păsărică, soarta lui bujor. Copil sunt cu ta mamă, tu ești fiul meu. Te pot aprinsa prin brațe, lângă semnul meu. De cu te-aș vedea acum, așa fi. Uite, maica ce scrie gulerat, având multe de necurat pe bujor la arestat și în temiță la băgat. Hei, maica necurerat, cum de tu ai putea să de bujor de nelegat și în temiță de băgat? Dar lasă, mama, că-și moartă, pe toți ne cheamă și a să vadă că de ușor să-l aresteze de bujor. Mai plânge maica mea, păi eu de aici o voi scăpa. Ei, dar un lucru te-aș ruga, dacă ții la viața mea, când o crește acel mohor, să-mi dai voie să mă însor cu o fată din lumea mare, numită Spânzurătoare. Și-or cânta la nunta mea, pop și dascăl câți-or vrea. Și-am de ieri de pom născut, păi eu hai doc ne m-am făcut, nu m-am făcut că ce-am vrut, păi m-am făcut că n-am avut, păi fata care mă iubesc, mă lăsa, mă părăsi, ce m-am văzut de însoțit. Am plecat la haiducit, păi pe valea sâmbului, înmulțit arcăului, pe trecuța bradului, și pe boiul curbului. Ați tras oricât a umblat, dar în fine v-am aflat. Frate, frate, fără nicio mângâiere, capitanul nostru pierde.
N-aveți teamă, frate, hai duși, când voi fi și ori pe aici cu pistoare și cu puști, unde ce de vor trăbi pe duși, bau, până mișii și deși ori și. Și tale te-am jucat, primește mânceata ta, că juri pe onoarea mea, că eu te voi răzbuna. Te primesc în ceata mea, cu dor de-a mă răzbuna, păi dar ce gânduri te-a îndemnat, calea-n codri de-ai luat, și de ce nu hotărăști codri să-ți-i părăsești? Păi de-o-i avea tot gândurile, uite pe soalele mele, iar de-o-i avea tot gânduri bune, treci cu leanceată cu mine. Ah, codene, fătul meu, eu mormânt mă duc de viu, iar tu în urmă să rămâi și hai duci să-i aduni. Și să lupți, să lupți mereu, precum am luptat și eu. Iar tu de vei cădea, altul în grabă te va urma. Și numai așa, băieți, vom scăpa țara de hoți, răzbunând fără de milă mame, soațe și copile. Ah, capitane, capitane, cu fata ta mi-a rănit inima. Cum tu spui ca să rămâi și hai duci să-i aduni? Dar gândește-te tu bine, ce ne-mi face fără de tine? La ce scop ne vom ieși când între noi nu vei mai fi? Asta, frate, nu se poate. Jurăm pe ale noastre arme toate și pe Sfânta Libertate. Uite banii ți-am adus și libertate să fi pus. Dă-i banii ofițerului și azi calea codrului. Dă-i banii chiar acum și deschide-ți al tău drum. Îți mulțumesc, codrene, frățește de binele ce mi-l voiești. Văd că n-ai putut răbda, pe mine în temniță m-a lăsat. Mi-ai dat bani și cu plele să mă scap de la belele. Mai da bani și arnăuți să mă scap de acești ciocoi mulți. Domnule ofițer, stând în faza la al tău vânător, mi-a venit un gândișor. Ce să vă dau să fiu scăpat și din lanțuri dezlegat? Să vă dau o pungă cu bani mulți, să-mi dați drumul iar în munți. Și una cu zuralii, să o împarți cu cine știi. Ia uzi, măi, frate vânător, ce spune acest bujor îngrozitor. Că ne dă o pungă cu bani mulți, să-i dăm drumul iar în munți. O pungă cu rublele să scăpăm de la belele. Tu ce zici? Te-ai învoi? Dacă eu banii aș primi? Ia banii, băi, dragă lea, că banii lui îți de furat. Că banii lui i-o lua, pe alții o cumpăra și de aici tot va scăpa. Să avem bani de cheltuială și haine de primineală. Dă banii ce vei avea și armele de jos de ea. Dă banii chiar acum și deschide-ți al tău drum. Bagă mâna între pistoale, vei găsi o pungă mare învelită în veritate. Ia-o, dragă capitane, și fă-mi rostul de scăpare. Hai, voi nici v-am avut o întrebare să vă pun. Cu ce drept ați putea pe bujor de la legat? Nu știți doar că mi-e frate și bate până la moarte pentru Sfânta Libertate. Eu sunt capitan al României, care în timp de bătălie și oricând voi apăra scumpă, dragă țara mea. Și dacă nu-ți vine să crezi, am și un cântec să-l provezi. Provează! Eu sunt soldat drag, fecior de frunte, sabia și calul sunt viața mea. Și în timp de pace și în zile grele, acele bine le-și vom purta. Vai de acela ce o să cuteze ca să-mi atace patria mea. Sângele vine, o să înceteze de lovitura celui voi da. Dar tu mai cu frintea în spate, dracu, te-am pins la păcate pe buzor de la legat și în temniță l-ai băgat. Nu știai că frate cu mine și te împuși ca pe un câine? Eu sunt vânător românie, care tinde bătălie și oricând voi apăra scumpă, dragă țara mea. Dacă nu vrei să vă crezi, am și un cântec, vrei să-l vezi? Să vedem! Ziua scade, noaptea crește, vine timpul de vână, inimea întinerește ca sosii ce-am așteptat. Voi de acela ce nu poate păzi patul său, vânătorul are noapte, vânător sunt eu. Dar tu mai pui de cățelan, cu ilic de capitan, cu hanger de chilipir, cine dracu de-a îndemnat de a ridica brațul tău spurcat asupra lui bujor, sprijinul românilor, spaima veneticilor, moartea poterașilor? Ce tot stai, te dumirești, ori la moarte te gândești, la o ceasă ne vorbești, dar vorbește mai curând că zbor creier în vânt.
Eu sunt Ahom Balicarist, de la Vodă sunt trimis, ca pe tine și-ai dai hoț, să vă arestez pe toți. Vodă e a nostru, patria și tronul, a voastră-i temnița și codrul. Și urmărim să-i prindem pe toți, pe cei ce poartă numele de hoți. Să-i prindeți pe toți pe cei ce poartă numele de hoți. Și dacă e vorba de așa, ce caut în tabăra mea de haiduci? Haiducul e român de viță curată, nu-i turc, nu-i liftă scurcată. Lipsește păgâne că te nimicesc și du-te la Vodă și spune-i că trăiesc. Să nu-mi poarte de grijă că sunt arestat. Temnița e goală, Bujor a scăpat. A scăpat Bujora nostru, vai de voi, geamul scurcat. Tremurați în pieptul vostru, inimă de infăvăt. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Vitreria și vânzarea, vezi, Bujor că a scăpat. Noi murem de întristare și el vesel a scăpat. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Eu mă plimbo pe potecă, însoțit de-ai mei haiduci. Ei au arme, carabine și sunt tovarăși cu mine. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Cine-n cale mă-ntâlnește, nu mă-ntreabă unde mă duc. Păr-un capii se zburlește, că mă știe că-s haiduc. Ha, tra-la-la, tra-la-la, căpitanul ne-a scăpat. Și de la Ansău. Urșii de la Ansău!
bine v-am găsit sănătoși. Hai cu această ursoaică mică, hai care nu joacă de frică. Hai dar de frică n-ar juca, hai dar pară în mâna mea. Hai și-i făcut un moș de-al meu, hai măsură pe corpul tău. Tata ursului, ei e gavilă cel vestit, ce de toți este iubit. Ei s-a venit și el în sat, ușurea și obățat, frunzuliță și-un dubrău, ăsta-i urs de la săt. Ei l-am crescut oricum iori, să-l jucăm de sărbători. L-am crescut și cu batal, să-l jucăm la festival. Ei și arbor de șosul vine, ăsta-i ursul lui Gabriel. Tărăta roților, tărăta saurilor, hai tu era jubilasă, hai să ne intră hății visă, hai ce-a trecut vecii mele, hai să ne intră de inimile. Hai ce-a plăcit cu gospoda, hai nu-i ca pocii și cai, hai că o sus și trohaiane, hai de delii ca matahale, hai ce duine seama durmea, hai cu doi cu ele durmea, hai și m-am dus în cea tușă. Ai vrut să-i furi puiușă, ai și ușă ca de picale, ai să toi sune cu ceare, ai ucașa pe mâinite, ai regăsit de cârbire, ai lua la mii de acasă, ai și apus astea la masă. Hai la domnule de ardine, hai să tome țării de mine, hai cu zilii ca de așa, hai de așa, ca de așa, dar în țării puișuri. Fuzulița mere coapte, aia trecut anul nezate. Dumnezeu zărea, hai ce n-a fost pe aici,
Hai fericire, sănătate, hai pe masă să aveți de toate, hai fericire și mult spor, hai la mulți ani la tuturor, hai la mulți ani la dumneata și la întreagă familia, hai și iar verde treia țară, hai la drum și la buzor! Vă urează sănătate, fericire și tradiționalul la mulți ani. Păi și iar verde de mohon, păi e parada ursilor!